Evenimentul Noaptea Muzeelor va fi organizat sâmbătă 18 mai și va sta sub semnul cifrei 20, așteptată cu nerăbdare în fiecare an, mai ales de către publicul larg. Noaptea Muzeelor 20 se va desfășura pe tot parcursul zilei de 18 mai până târziu noapte, concomitent cu mai multe țări europene. Am început procesul de încărcare a programului ediției aniversare a Nopții Muzeelor pe localități în ordine alfabetică. Puteți accesa deja pagina oficială www.noapteamuzeelor.com. Actualizarea programului se va face aproape zilnic până în data de 18 mai, inclusiv, deoarece pot apărea modificări sau proiecte colaterale noi. Conținutul fiecărui program de evenimente este responsabilitatea exclusivă a muzeului sau a entității culturale participante. Este posibil ca o serie de muzee să nu se regăsească în acest program al ediției, așa cum este posibil ca unele orașe sau județe să nu aibă niciun obiectiv participant la această ediție. Până în acest moment, acoperim cu evenimente 32 de județe, și orașul București. Acest lucru este cauzat de revendicările legitime ale sectorului muzeal cu privire la creșterea cu 20% a salariilor angajaților săi. Se fac eforturi mari din partea tuturor actorilor implicați, sindicate, organizații profesionale, instituții ale statului pentru rezolvarea acestei revendicări și avem speranța că acest lucru se va întâmpla până în ziua evenimentului. Astfel, sectorul muzeal își va recăpăta demnitatea pe măsura tuturor românilor. Transmit reprezentanții evenimentului Noaptea Muzeală Zelor